Țările europene cu un grad ridicat de vaccinare încep să se relaxeze. Italia a anunțat că nu mai este nevoie de prezentarea testului negativ la intrarea în țară, în timp ce Marea Britanie a renunțat la majoritatea restricțiilor pandemice în ciuda unui număr ridicat de cazuri noi de îmbolnăvire. Între timp, Danemarca a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a renunțat total la restricții. În Italia, ministrul sănătății Roberto Speranza a anunțat că persoanele vaccinate care vin din state membre ale Uniunii Europene vor putea intra pe teritoriul țării doar pe baza Green Pass-ului, fără a mai fi nevoie să prezinte un test negativ. Măsura ar urma să intre în vigoare începând cu 1 februarie, potrivit comunicatului transmis de autoritățile italiene. În schimb, Marea Britanie a renunțat joi la aproape toate restricțiile antiepidemice aflate încă în vigoare pentru a combate COVID-19, o boală alături de care guvernul de la Londra spune că populația locală va trebui să se obișnuiască să trăiască. După ce săptămâna trecută a decis să pună capăt recomandării privind munca la domiciliu pentru persoanele care pot să facă acest lucru, guvernul britanic a renunțat în prezent și la alte restricții antiepidemice, printre care se numără obligativitatea de purtare a măștii sanitare în interiorul spațiilor publice și certificatul de vaccinare pentru evenimentele la care participă un public numeros. Măsurile au fost introduse în decembrie 2021, în urma creșterii uriașe a numărului de infectări provocate de varianta Omicron. Becomes endemic, we will need to replace legal requirements with advice and guidance, urging people with the virus to be careful and considerate of others. The self-isolation regulations expire on the 24th of March, at which point I very much expect not to renew them. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat că va menține totuși obligativitatea purtării măștii în transportul public în capitala britanică și Danemarca a anunțat relaxarea restricțiilor, deși a înregistrat un număr record de cazuri noi de peste 40.000 pe zi. Fra den 1. februar, om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Însă autoritățile de la Copenhaga sunt încurajate de faptul că numărul internărilor și al cazurilor grave a rămas constant. Danemarca a relaxat deja o parte din restricții în urmă cu 2 săptămâni după un lockdown de o lună, când a permis redeschiderea cinematografelor și a sălilor de concerte. Anumite reglementări sunt încă în vigoare, precum program limitat pentru restaurante și purtarea obligatorie a măștii sanitare, dar și acestea vor fi ridicate de la 1 februarie. Însă vor rămâne în vigoare pentru încă 4 săptămâni anumite restricții privind pătrunderea pe teritoriul țării, cum ar fi obligativitatea realizării de teste anti-COVID-19 și plasarea în carantină în funcție de țara de proveniență.